dragi noștri prieteni, suntem la Chinten, la tanti Lenuța și la Nea Sandu. Îi cunoașteți de ani și ani de zile. Am venit astăzi la o plimbare, numai de fapt până la Cluj. Și ne-am acolisit și noi acasă la ei. Și ne-au și pregătit ceva bun, tanti Lenuța, că am mâncat supă de ardei umpluți. Și cartofi, cum le zici la cartofia care ai făcut? Cartofii franțuzești. Pușnițel, foarte bun, să știți, foarte bun, eu am venit, într-adevăr, și am văzut și jinars. Jinarsul l-ai ținut tu minte, Beatrice. Și am mai văzut în casă o grămadă de zestre pe care o să le dea la nepoată, să vă fie sănătoasă. Și pentru că suntem cu cântatul și cu cântatul mergem înainte, mi-a spus și ei o cântare și noi o putem să le scriem și la prietenii noștri. De fapt, e un cântec vechi, cântecul de aici, din Chintău, din fapt. Da. No, păi cu ce să-i o cântați? Și așa-mi vine câteodată, și așa-mi vine câteodată, să dau în chintă o piatră, să dau în chintă o piatră, și-așa. Din piatră să iasă fum, din piatră să iasă fum, să-i fac la inimă drum, să-i fac la inimă drum. Ce voce de bas are domnul Sandu? De aia l-ai luat, tantile, nu are vocea... 36 de ai cântărit la biserică, dar te pui cu el, nu, nu te pui. 38 de ani. Și cu tantile nu ți-a câștis? De căsătorie. 54 numai. Doar atâta. Numai. Și-am uitat să vă întreb cum v-ați cunoscut. Asta nu v-am întrebat, cum v-ați cunoscut? Am coptilărit împreună și m-au ciufulit. Adică, în traducere, v-a cucerit? Da. Îl spui eu mai repede, că el nu vrea să se dea de bun. Au fost 4 ficiori, au rămas fără tată, la ficiorii care au fost cu părinți, le-au făcut căs, ei au mai cu casă și pe el l-au hușei ca pe găină. Du-te acolo, că acolo ți locul. 54 de ani de slujire. Da, slujire. Da. Și dacă nu ți-a plăcut, de ce n-ai divorțat? Dar noi târziu. I-a părut rău de dumneavoastră. Mă, e nu eram eu să te primez. Și-a mă erai tăi cu două creton cu. Am gândit că cu codar, cu brecită. Ba nu, cu mușcată în joc, cu mușcată. Tă picior Holtea erai. Mulțumesc. Poate că nu era nici Holtea, Iana, și poate rău, dar dacă tot a fost mai așa zdravă, n-ai putut să o ieși. Nu, că așa s-o țăpa pe mine ca unul așa pe așa vom fi zdravână de dacă sufla vântul tare o duce. Înseamnă că totuși ai ținut-o bine. Dacă s-o ținut s-o de aia, că își face nu prea ascultătoare, a? Dragii noștri, v-am pupat. Tantile Nicea și Nea Sandu, mulțumim de omenie. Și să ne vedem sănătoși mulți ani de acum înainte. Să dea salutări la toți! Salutare!